Pământul dacă... este sfert. Bă, dar e ceva de copil, e triunghiular, dar tu nu știi, bă, pământul, pământul e plat, bă, e plat, bă, e plat. Păi asta am zis și eu până plat. Din gură e plat. Păi am știut că tu o să pământul asta, este plat ca prietena ta. Ha! Calmați-vă, mă, ce dracu, ce căcat ziceți aici, bă, liniștiți-vă, pur și simplu, stop, stop. Ai spus căcat, ai înjurat. Dragoș, taci. Astăzi eu zic... Bă, Dragoș. Bă, Dragoș, treci naibii încoace și ascultați-mă. Gata, boss, gata, boss. Astăzi e o zi importantă și mai importantă decât toate celelalte zile importante, pentru că astăzi cel mai important este faptul că suntem recrutați. Ne ducem pe Marte să mâncăm mini marțieni. Taci naibii odată, mă, numai... Da. Am auzit, am văzut ceva invitație, nu știu care era faza, dar era un punct roșu și am dat cu puțin sânge pe acolo. Era ceva de spațiu. Mergem pe lună și mușcăm din luna din brânză. Stai. Dă-i cu pumnii. Noi nu putem să mâncăm de pe lună, că nu suntem copii celești. Doar copiii celești mănâncă de pe lună, brânză de pe lună. Bun, acum că ne-am revenit toți la normal, ce naiba faci acolo? Păi puti, da. Ar trebui să te speli și pe tine, că puți. Da, put de la maică ta. Mamă, cum zbor dumele și glumele, amenințările. Mai zi o dată ce ai zis. Haide, mai zi o dată, ai tupeu? Zi mai tupeu. Ia zi mai tupeu. Păi tu n-ai înțeles. Put așa de la maică ta. Și unde s-a mutat Bila? Nu. Uite aici. Bun, băieți, sper că ne-am liniștit, pentru că astăzi este o zi mare. Am fost recrutați să mergem în spațiu pe navă să muncim la o misiune extrem de importantă și ne-au rugat să fim serioși, da? Trebuie să ne pregătim să... Spațiu? Da, în spațiu, unde suntem și acum, numai că mergem la muncă. Nu mai plecăm de acasă, mergem la muncă. Cum suntem cu casă în spațiu? Era mai ieftină chiria, că aici n-ai cu ce o dai, că nu stă nimeni afară, știi? Da, bun. Să vă rog frumos să ne pregătim, să ne facem bagajele și să mergem naibii, să fim prezenți la ora la care ne-au rugat oamenii. O întrebare! Ce are paralizatul ăla de dat din mâini și din cap și se mișcă? Dragoș? N-are destulă fibră. N-are destul oxigen și naiba. Eu sunt bine. Dragoș, ești ok? Da, bate palma. Te bat palma gay. Așa, deci băieți, trebuie să ne pregătim. Luăm, dar stați puțin că trebuie să iau cel mai important lucru aici. Pâinica mea, Dorja. Ce dracu faci, mă, cu pâinea în spațiu, mă? Cine dracu? Deci na, asta e pâinica mea cea mai frumoasă, dacă nu merg. Deci dacă nu iau număr din Azurel pâinica, ok? Dacă nu iau pe Azurel cu mine, nu mai. Ok, deci da, am spus ce ți-ai luat tu. Așa că ce din gură, uite, stai Azurelul meu, da, frumosul meu Azurel. Trebuie să luăm neapărat cu noi. Ok? Sunteți de acord? Ok, nici obiecte. Vă pe fața ta. Tu nu înțelegi, bă. Hai să nu vorbim. Stai doar puțin. Te-am văzut ce ai făcut cu vibrator, dar n-am spus la nimeni. N-am deschis subiect, ok? Stai puțin că mi-a căzut Azurel. Așa bun. Stai că mi-a căzut Azurel. Așa bun. Nu, deci tu să nu te iei de mine și de pâinea mea, Azurel. Că te-am văzut ce ai făcut tu cu vibratorul tău Dicklens, sau cum îl chema. Ce l-ai făcut hup și ți-a plăcut, făceai Dragoș, nu se vorbește despre asta, ce ți-am zis să nu mai zici la nimeni ce ai văzut acolo. Tocmai ai vorbit despre pâinica mea, Azurel, să șuta. Dragoș, e o pâine, Dragoș, e o pâine. I do not freaking care about, și ăla era un vibrator. Tocmai, erau treburile mele intime. Păi și pâinea mea e... Ce trebuie în timp? Mănânc, mă satisfac mâncându-o. Te satisfaci prin alte moduri. Bă, Dragoș, zi-mi și mie, ce dracu mai merge cu pâinea în spate? Ai 5 ani, ești tembel? Focă? Da? Ia, am dus-o unde era locul, la coșul de gunoi. Nu cu tine. Focă, mă duc puțin până în camera lui tata, imediat, Focă. Stai puțin. Bă, da, să fim serioși, cine dracu mai merge cu pâinea în spațiu? Copil de 5 ani. Bâști. Eu merg cu pâinea asta. Focă, da, am o surpriză pentru tine. Ce? Dragoș. Focă, mi-ai distrus prietenia cu Azurel, un prieten foarte bun. Uite, pâinea, Dragoș. Focă, l-ai dat la gunoi. Focă, ai exact 3 secunde să-mi spui de ce sunt omor. Tu știi ce
Ce tristețe ai băgat în mine? Tu mai mi-ai aruncat pâinea preferată la gunoi! Era la gunoi, pâinea uite, uite-o, uite-o! Era pâinea mea preferată. Și ce nu ți-a păsat de asta? Bă, tu înțelegi cum e asta? Tocmai le-ai omorât pe Azorel, focă! N-am vrut să fac asta. Eram prieten de mult, focă. N-am vrut să fac asta, focă. Dar trebuie, focă! Mor, focă! Nici măcar n-am plecat în misiune și tu deja ne omori. Ce n-ai băi în regulă cu tine? Hehehehe. Aici ne luăm doza de proteine dacă mergem în spațiu, da? Deci prima oară avem C3PO și Many Wells. Doza de proteine ca doză de proteine, dar cum mănânci tu cereale alea? Le pun așa, iau așa frumos și pun pliu și iese cereale. Și pun lapte și bam, mănânc. Pui laptele peste... Da. Cum interesant. Să pui laptele peste cereale? Păi uite așa, îi luăm laptele. Se mănâncă lapte cu cereale, în primul rând. Se mănâncă apă cu cereale. Bă, gheiule, care ești tu... Doamne, scuze, am înjurat, așa bun. Bă, tembelule, care ești tu tembel, așa? Nu se face așa. Tu trebuie să pui așa, pui așa, dai cu lapte pe masă și bă, și tu niște cereale, mănânci cu apă, bă, săracule. Ai dat laptele pe jos. Certă frăcă, pă. Bă, tu o vrei să spui că pă. Mai întâi pui cerealele și apoi laptele? Da, așa zic, da. Este afirmativ. Eu zic să chemăm poliția. Cum? Puteți să nu faceți așa ceva. He, bine. Cum permiteți voi copiii nesprăviți care sunteți voi copiii nesprăviți să nu mâncați lapte cu cereale cu lapte? Bă, voi sunteți proști? Ăsta mănâncă lapte cu apă. Adică cereale cu apă. Tu mănânci cereale cu lapte și tu la fel cereale cu lapte. Să mănâncă lapte cu cereale, băi, care sunteți voi vizorilor, că m-am și enervat. Dar nu mănânci cereale cu lapte. Mă las, hai. Bă, ca să înțelegi, voi nu sunteți așa de nați încât să vedeți pe masă, bă, și voi vă luați de mine, bă, care nici eu mănânc tu. Corect. Bă, nici tu nu vezi, mă, peste masă. Nu, mă, că eu mă las, nu mai fac de asta. Hai, pa! V-ați pregătit, v-ați făcut bagajul, că plecăm imediat. Uite-te de acolo la ceas, nu mai avem 3 minute și trebuie să plecăm. Sunteți ok? Sunteți pregătiți? Unde plecăm? Unde plecăm? În spațiu, mă, ai uitat unde plecăm, ce naiba? Dar noi unde suntem acum? Bă, i-am bă, toți banii. Ce drag. Spune-mi numele încet, haide. Spune-mi numele. Oh, da, i-am toți banii. I-am toți banii. Nu, băieți, da, ce faceți, băieți? Bună. Dragoș, ce naiba faci aici? Dragoș, ce naiba? Invadați proprietatea, îmi invadați, da. Bă, așa. Ce naiba e cu ca... Îmi invadați, Băieți? Da. Bă, să nu dat pic, bă, de pernele mele. Bă, ce dracu faci, mă, băi? Bă, Dragoș, am zis că mergem în spațiu, trebuie să ne facem bagajul și tu... Ce dracu cauți aici, mă, ci cu toată colecția asta, mă? Ești simt mai, cumva? Întrebarea mai bună e, ce dracu e cu bara aia acolo? Păi eu mai țin când mai vine maică ta. O, mamă, cum zbor dumele și glumele. Bă, Dragoș, liniștește-te. De ce n-ai bai o colecție întreagă de perne cu femei de ochi albi? Nu, să nu te atingi, Ce dracu s-a astea? Bă, Dragoș. Nu, lasă! Tata, nu! Ia-ți mâna. Ia-ți mâna. Suzana, ești bine? Melis? Betis? Nu! Nu, lasă-o. Am o întrebare. De ce perna e tare? Lăsați-le. Tale mele. Bă, Dragoș, de ce spătate unele pe perne? Dragoș? Asta e tare! Nu! Ți-ai dat toate pernele pe jos, Dragoș. Plecați de aici! Voi nu știți ce ați făcut, tocmai mi-ați distrus colecția de perne care am strâns-o ani de zile, băi! Plecați! Mi-a stricat colecția! Băi, ăsta de ce plânge? Bă, nu știu ce e în regulă cu el, mă, zici că e nebun, mă. Bă, dar mai avem mult timp și ne pleacă, plecăm spre spațiu, haideți, trebuie să știm ce face ăsta. Tor, da, câte două deodată, eu nu zic nu. Dragoș? Da? Ce naiba faci cu pernele astea, Nimic, dorm. Dragoș? Dragoș, de ce spătate pernele astea? De vopsea. Dragoș, e alb pe ele. E vopsea albă, ok? Șurtă frâcă păcă. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Ce bine. Dragoș? Bă, de ce? Ce cauți cu pernele la bucătărie?
Dragoș, de ce mai multe chestii albă pe... Plecați! Dispăreți! Am zis. Uite, bă, vine nava, bă. Suntem pregătiți să plecăm, ok? Haideți să dăm de gard acum și să mergem, bă. Că ne iau ăștia și ne... Se apropie, mă, se apropie. Ce tare, mă! 10 lei dacă s-ar linia de la distanța asta. O, vrei să-ți fii atent, fraiere, să ieși ceva. Să-ți iau banii, fii atent și... Băieți, ajutor! Că a sărit. Nu-i mai dau banii. Bun, acum că ne-am liniștit cu graba, cu săritul în spațiu la întâmplare și la tine mă refer. Da, stai. Aveam șansa să câștig 10 lei, deci taci. Bine, au zis băieții... Bă, 10 lei sunt 10 lei. Vezi, cineva care știe. Liniște, au zis băieții să mergem la dormitoare, că după aia de acolo o să ne zică ei ce avem de făcut. Și au zis că pe acolo ar fi dormitoarele, așa că hai să mergem. Eu iau patul mare, pa, fraierilor! Bă, el oricum n-avea nimic de câștigat. Cred că am greșit ușa, Dragoș, cred că trebuia să o pe acolo, nu? Da, pe aici, bă, pe aici. Nu, hai să ne, nu ne mai grăbim așa, nu, să nu ne mai... Te rog, bă, lasă-mă măcar pe aici, trebuia să iau, Da, cred că aici, Tony, te rog frumos. Din nou noi doi. Te rog frumos, măcar tu să nu te arunci nicăieri. Niciodată, haide cu mine, ne aruncăm împreună. Bă, Tony, nu, te rog, bă, Tony, stai, nu. Tony! Rândul tău, hai mă că pizel! Du-te, haide! Nu! Bă, ce naiba tragi acolo, mă? Bă, cablul roșu... Cablu roșu la cablu galben, scrie în manual, n-ai văzut, sunt de la primul loc. Da. Nu, mă, cablu roșu vine la cablu albastru, pentru că 3-0 forța steaua, forța steaua. Ce sens are asta? E prima zi la muncă și deja... Bă, eu zic are dreptate. Bă, e prima zi la muncă și deja greșim, mă, trebuie să facem... Da, bă. Băieți, am fost în admin, mi-am făcut un task și a apărut un om negru lângă mine. Stai. Ce task? Doar de dădeam cu cardul și nu mi-eșea. Și a apărut un om, cred că negru. Stai. Unde e admin? Undeva. Așa, în jos, cumva dreapta. Și pur și simplu a apărut un om la mine și am început să fug de aici. M-am dus în storage, adică m-a pus super aproape. Și omul ăla încă era acolo, se uita la mine. Am încercat, m-am ascuns peste tot, am încercat să mă ascund chiar și în venturi, doar că și acolo l-am găsit. N-a fost ok. Băieți? Eu cred că e cineva care vrea să ne omoare pe nava. Venturi? Cum ai intrat în venturi? Păi, am ridicat ăla și m-am dus. Bă, Dragoș, n-are niciun sens, te rog frumos, te liniștești. Noi am fost aici pe nava asta de la bun început, doar noi suntem. N-are cine să-ți facă rău, înțelegi? Ești paranoic. Ok, bine, cred că chiar sunt paranoic. Cred că dacă o stau cu voi, tot o să fie bine. Așa, deci văd că... Băieți? Veți îl vedeți acolo, să uită, eu v-am zis eu că e ceva, cred că îmi vrea rău, băieți. Păi de ce să uită așa, insistă la mine, vă rog, e frumos, ziceți, vorbesc cu el, eu stau aici ascuns. Ok, doamnule, ce faceți aici și cum vă numiți, că știu că eram singur cu prietenii mei aici, doamnule? Alo? Alo? Bun, dragii mei, mulțumim că ați fost din nou alături de noi. Vă iubim ca întotdeauna. Nu uitați să bubuiți butonul de like, subscribe, share și comment. Să se vadă cât mai multe like-uri și cât mai multe comentarii în secțiunea de comentarii. V-am pupat, să aveți cu toții o zi bună. Pupici cu sclipici. Like, subscribe, share și comment la mine. Nu uitați să verificați link-urile din descriere. Pe toate! Pa, pa, pupici cu sclipici, o seară bună! Pa! Nu e așa că vrei să stai timpul înapoi, ai greșit undeva. Este în viață, ai greșit undeva. Unde ai greșit? Zi-mi și mie. Când te-am cunoscut pe tine. Fa! N-am vrut ca să spun. Dragoș, eu vreau să ne cunosc.